Marcel Ciolacu a renunțat la pretențiile sale de a fi vârf de lance în planul de dărâmare a guvernului. Președintele PSD a anunțat că este dispus să voteze moțiunea inițiată de AUR și USR. Chiar dacă pesediștii ar fi vrut să fie ei cei în spatele cărora se formează noile alianțe în Parlament, Marcel Ciolacu a făcut un pas înapoi și dă semne că ar semna orice moțiune împotriva guvernului Câțu. Am venit cu textul, am semnăturile în mașină. 157 de semnături să vină să discutăm. Adică ei nu poate să depună o moțiune că n-au semnături. E ceartă PSD-ul? Am, domne, să depună USR-ul împreună cu AUR. Vă spun la dumneavoastră în studio, pentru prima oară. Vă rog. PSD-ul votează moțiune. Pe de altă parte, oamenii lui Marcel Ciolacu au invitat USR Plus să citească și moțiunea socialdemocraților și să meargă pe mâna PSD-ului. Cine vrea ca într-adevăr acest guvern să pice, va semna moțiunea PSD. Restul sunt povești. Contez doar dacă semnezi. Dacă nu, faci balet. USR-ul, dacă vrea cu adevărat să pice acest guvern, va semna moțiunea PSD. 34? Dacă nu semnează, înseamnă că e un circ, o mascaradă făcută pentru ceea ce vă spuneam mai devreme, și anume pentru retrasări de hărți în interiorul coaliției guvernamentale. Interesant este că cel care a prezentat moțiunea PSD este chiar Sorin Grindeanu, un fost premier demis chiar de PSD în urmă cu 4 ani. USR-ul este parte a problemei, nu e parte a soluției. Dânsii în acest moment au o majoritate. Că s-au răzgândit peste noapte, sunt vinovați și ei de ceea ce se întâmplă. Noi suntem partidul care venim astăzi, avem numărul necesar ca să putem să depunem, dar așteptăm să se facă acel număr de parlamentari de care spuneam, 234. Textul socialdemocraților este plin de critici dure la adresa coaliției, inclusiv a celor din USR, ceea ce pare să nu le convină lui Dan Barna și Dacian Cioloș, care cred că oamenii lor din guvern și-au făcut bine treaba.